Bolnavul închipuit. Comedie de Molière. Distribuție. Argan, bolnav închipuit. Domnul Purgon spune că aș muri dacă ar trece doar 3 zile fără să mă îngrijească. Ion Finteșteanu. Belin, a doua soție a lui Argan. Ce mare pierdere înseamnă moartea lui. Să-l așezăm în pat și să-l ascundem mortul până ce-mi descurc treburile. Cela Dima. Angelic, fica lui Argan și iubita lui Cleant. Dacă tata nu vrea să-mi dea un soț care să-mi placă, am să-l rog din toată inima ca măcar să nu mă silească să mă mărit cu unul pe care nu-l pot iubi. Valeria Gagealov. Luizon, fetița lui Argan și soră cu Angelic. Tată Ticule, dar să nu-i spui surioarei mele ce ți-am povestit. Ioana Georgescu. Berald, fratele lui Argan. Nu cunosc un alt om mai puțin bolnav decât tine și nu mi-aș dori o constituție mai robustă decât a ta. Marcel Enescu. Cleant. Domnule, nu vă împotriviți în flăcărării unei atât de frumoase iubiri reciproce. Valentin Plătăreanu. Domnul Diafoarius, medic. În vizitele noastre venim să-i ajutăm pe bolnavi, nu să le facem rău. Nicolae Gărdescu. Toma Diafoarius, fiul lui. Inima mea nu aspiră la altă glorie decât de a fi toată viața prea plecatul, prea supusul dumneavoastră serv și soț. Mihai Fotino. Domnul Purgon, medic. Este o crimă de respedicină care nu se poate pedepsi îndeajuns. Mircea Balaban. Domnul de Bonfoy, notar. Tot ce pot face bărbatul și femeia uniți prin căsătorie este o donație mutuală în viață fiind. Mircea Constantinescu. Toanet, fată în casă. Eu l-am vindecat pe domnul Argan de toate bolile închipuite. Carmen Stănescu. Domnul Florent, spițer. De ce să-l împiedești dumneata pe domnul Argan să facă această crismă preparată de mine? Ion Henter. Și cu 2 fac 5 și cu 5 fac 10 și cu 10 20. 3 și cu 2 fac 5. Plus la 24 o clismă ușoară, pregătitoare și emolientă pentru a muia, a umezi și a răcori măruntaiele domniei sale. Ceea ce îmi place la domnul Florent, spițerul meu, este că notele sale sunt întotdeauna foarte politicoase. Măruntaiele domniei sale, 30 de soli. Da, domnule Florent, dar nu este totul să fii politicos. Trebuie să fii și rezonabil și să nu jupoi bolnavi. Plus, în seara acelia zile, un sirop hepatic, soporific și somnifer pentru ca domnia sa să poată dormi, 35 de soli. De asta nu mă plâng, am dormit buștean. 10... 15, 16, 17 soli și 6 centime. Plus la 28 o doză de zer îndulcit și limpezit pentru a liniști, a calma, a tempera și împrospăta sângele domniei sale, 20 de soli. Iar în limbaj de spițer 20 de soli înseamnă 10 soli. Poftim 10 soli. Plus o porție întăritoare și preventivă din 12 boabe de bezoard, sirop de lămâie, rodie și altele după rețetă, 5 livre. Ușurel, ușurel, domnule Florent, dacă procedezi așa, nimeni nu o să mai vrea să se îmbolnăvească. Mulțumește-te cu 4 franci. Așadar, în luna asta am luat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, purgative și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clisme. Iar luna trecută
Săptămâna trecută au fost 12 purgative și 20 de clizme. Iată de ce nu mă mir că luna asta mă simt mai rău ca luna trecută. Na, îi voi aduce la cunoștință domnului Purgon. Strângeți totul de aici. Nu e nimeni. Degeaba vorbesc. Sunt lăsat întotdeauna singur. Nu e chip să-i ții locului. Nu mă aud. Poate că nu sună destul de tare clopoțelul. Nici o scofală. Sunt surzi. Planet! Ca și cum n-aș fi sunat. Nepricopsit-o, pușlama! Turbez. Ding 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 ding. Luate-a dracii de ticăloasă, cum e posibil să las singur un biet bolnav? Ding 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 ding. Dumnezeule, au să mă lase să mor aici singur. Toanet. Toanet! Am venit! Ești o secătură, o mizerabilă. Doar nerăbdarea naibii. Atât a zorit oamenii că m-am lovit cu capul de colțul ferestrei. Prefăcut-o. Acum un șas m-ai lăsat. Taci odată, ticăloasă, parem să te scarmă. Păi da, atât am mai lipsat după tot ce am pățit. M-ai făcut să răgușesc păcatul. Și dumneavoastră m-ați făcut să-mi spar capul. Una peste alta, cu voia dumneavoastră suntem chit. Ce? Ce? Ticăloasă. Dacă mă mai certați, plâng. Să mă lași tu în părăsire, mizerabil. Vai! A furisit-o, vrei? Vai! Ce adică nici de data asta să n-am plăcerea să te cert? Certați-mă cât poftiți, sunt gata să ascult. Cum să te cert, netrebnico, dacă mă întrerup la fiecare vorbă? Păi dacă dumneavoastră vă place să mă certați, dați-mi voie și mie să-mi placă să mă plâng. Fiecare cu damblaua lui. Doar n-am cine știe ce pretenție. Foarte bine, foarte bine. Fie și așa. Și acum, ia-te de aici, pușlama. Ia socotelile astea de aici. Domnul Florian Spițerolaș, domnul Purgon, medicul, fahaz de minune pe pielea dumneavoastră. Au în dumneavoastră o strașnică vacă de mulți. Ah, tare aș vrea să-i întreb ce boală aveți de vă tot îndoapă cu atâtea doctorii. Dacă-s Fleanca proastu, nu e de nasul tău să controlezi rețetele doctorilor. Trimite-mi mai bine pe Angelic, am să-i spun ceva. Iată-o că vine, parcă va ghici gândul. Apropie-te, fata mea, vii tocmai la timp, voiam să-ți vorbesc. Sunt gata să te ascult. Așteaptă, dă-mi bastonul, dă-mi bastonul, mă întorc îndată. Fuga, domnule, fuga, grăbiți-vă, domnul Florea, farmacistul, ne dă de lucru. Doamne, ce-i? Uită-te puțin la mine. Poftim, mă uit. Toanet. Ce-i cu Toanet? Nu ghicești cam despre ce vreau să-ți vorbesc? Va bine că nu. Despre tânărul cu pricina. Doar de 6 zile tot despre asta vorbim. Și dacă nu pomeniți de dânsul la tot pasul, înseamnă că nu sunteți în apele dumneavoastră. Și dacă știi asta, de ce nu-mi vorbești tu prima? De ce nu mă scutești de greutatea de a începe o asemenea discuție? Ei, nu-mi prea lăsați timp. Și apoi sunteți atât de îndrăgostită încât ar fi greu să încep eu prima. Îți mărturisesc că aș putea să-ți vorbesc într-una de dânsul. Și că doar atât aștept să-mi pot deschide inima. Dar spune-mi, Toanet, ai ceva împotriva simțămintelor pe care îi le port? Nici pomeneal. Nu găsești și tu, Toanet, că e foarte chipeș? Desigur. Că este cum nu se poate mai arătos? Fără îndoială. Că vorbele ca și faptele sale au în ele ceva nobil? Nici nu încă pe discuție. Că nu se pot auzi cuvinte mai pline de pasiune decât cele pe care mi le spune el. Adevărat. Și că nu-i nimic mai supărător decât constrângerea în care sunt ținută. Și care oprește cu desăvârșire orice avânt al dulcilor porniri, ale acestei pasiuni reciproce hărăzite de cer. Aveți dreptate. Crezi tu însă, dragă Toanet, că mă iubești într-adevăr atât cât îmi spune? Ei, uneori nu se prea poate pune temei pe asemenea lucruri. În dragoste, maimuță reală aseamănă tare mult cu adevărul. Și în această privință mi-a fost dat să văd mari comedieni. Toanet, ce tot spui? Vai, după chipul cum vorbește.
Ar fi oare cu putință să mă mintă? În orice caz, aveți să vă lămuriți în curând. Iar ceea ce v-a scris ieri cu privire la hotărârea de a vă cere în căsătorie este o cale sigură pentru a ști dacă vă spune sau nu adevărul. Asta are să fie cea mai bună dovadă. Vai, Toanet, dacă mă minte cumva, n-am să mai cred în viața mea vreun bărbat. Iată-l și pe tatăl dumneavoastră care se întoarce. Da. Hei, și așa, fata mea, îți voi spune o noutate la care poate că nu te aștepți. Ești cerută în căsătorie. Dar ce? Da, e plăcută vorba asta, căsătorie. Nici nu există ceva mai îmbucurător pentru fete tinere. Natură. După cum văd, îmi pierd vremea, fetiță, întrebându-te dacă vrei să te măriți. Voi face tot ce-mi vei cere, tată. Sunt foarte mulțumit că am o fiică atât de ascultătoare. Lucrul e deci hotărât și te-am făgăduit. Tată, mă voi supune orbește. Soția mea, maica ta vitregă, dorea să te trimită la mănăstire. Și tot așa și pe Luizon, sora ta cea mică. Ea a dorit dintotdeauna acest lucru. Nemernica, știe ce vrea. Nu voia deloc să se învoiască la această căsătorie. Dar până la urmă a rămas așa cum am hotărât eu. Și așa mi-am și dat cuvântul. Tată, cât îți sunt de îndatorată pentru bunătatea dumitale. Vă sunt cu adevărat recunoscătoare. Iată cea mai înțeleaptă faptă pe care ați săvârșit-o vreodată. N-am văzut încă persoana, dar mi s-a spus că voi fi mulțumit. Și tu, de asemenea. Cu siguranță, tăticule. Cum l-ai văzut? Deoarece cum consimțământul dumitale îmi îngăduie să-mi deschid inima, nu mă pot abține să-ți spun că ne-am cunoscut din întâmplare acum 6 zile și că cererea ce ți s-a făcut este urmarea simțămintelor reciproce născute încă de la prima vedere. Așa nu mi-a spus-o, dar sunt mulțumit. Și este cu atât mai bine că lucrurile s-au petrecut așa. Se zice că este un flăcău voinic și frumos. Da, tată. Înalt. O, fără îndoială. Plăcut la înfățișare. Desigur. Arătos. Foarte. Cu minte și de familie bună. Cât se poate. Foarte cinstit. Cel mai cinstit din lume. Care vorbește bine latina și greaca. Asta nu știam. Și care peste 3 zile va deveni doctor. El tot? Da, asta nu ți-a spus-o? Ce drept, nu. Dumitale, cine ți-a spus-o? Domnul Piergon, medicul meu. Îl cunoaște domnul Piergon? Nu, stimă întrebare, desigur că îl cunoaște, doar e nepotul său. Cleant? Nepotul domnului Piergon? Care Cleant? Care Cleant? Păi... Vorbim despre acel pentru care ai fost cerută în căsătorie. Ei, da. Păi bine, e nepotul domnului Piergon, fiul cumnatului său, doctorul, domnul Diafoarus. Iar pe băiat îl cheamă Toma Diafoarus și nu Cleant. Căsătoria am hotărât-o azi dimineață, domnul Piergon, domnul Florent și cu mine. Iar mâine dimineață, pretendentul nu va fi prezentat de către tatăl său. Dar ce? Ce-ai rămas așa îndemnită? Te-ai pierdut de tot. Tată, îmi dau seama că dumneata ai vorbit de o persoană, iar eu mă gândeam la alta. Cum te-ați putut născoci ceva atât de caragios, domnule? Cu averea dumneavoastră vreți să vă dați fata după un doctor? Da, și tu ce te amesteci? Obraznico, nerușinată ce. Doamne, mai încet? Prea mă luați de la început cu vorbe de ocară. Păi nu ne putem înțelege oare și fără să ne înfuriem? Hai să stăm de vorbă liniștiți. Ce vă împinge, dacă nu vă e cu supărare, la o asemenea căsătorie? Ceea ce mă împinge e că văzându-mă infirm și bolnav. Bolnav cum sunt, da. Doresc să-mi iau ungineri și lumedenii medici, ca să mă apăr de boala de care sufăr. Să am chiar în familie ajutorul de care am nevoie. Să am la îndemână consultații și rețete. E, da, iată un motiv. Da, și o plăcere să ne vorbim unul altuia ca lumea. Haideți, domnule, răspundeți cu sinceritate. Sunteți oare bolnav cu adevărat? Cum așa, toată? Dacă sunt bolnav, nerușinat. Ei, bine, da, domnule, da, e, nu o să ne certăm pentru atâta lucru. Da, sunteți tare bolnav, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Și chiar mai bolnav decât credeți. Da. Iată, un fapt stabilit. Dar fiicei dumneavoastră îi trebuie un soț pentru ea. Și nefiind bolnavă, nu văd nevoia să-i se dea un doctor. Pentru mine îl va lua pe acest doctor de bărbat. Iar o fată cum se cade trebuie să fie încântată să se mărite cu acela care e de folos sănătății tatălui ei. Prelegea mea, domnule, vreți să vă dau un sfat prietenesc? Ce fel de sfat? Să nu vă mai gândiți la această căsătorie. Și pentru care motiv? Pentru că fiica dumneavoastră nu va primi cu niciun chip. Nu va primi cu niciun chip? Nu. Fiica mea? Fiica dumneavoastră. Ea o să vă spună că nu are ce face nici cu doctorul Diafoarus, nici cu fiul său Toma Diafoarus, cu niciun Diafoarus din lume. Eu însă am ce face.
În afară de faptul că partida este mai bună decât se crede, domnul Diafoirus nu l-are ca moștenitor decât pe acest fiu. Și pe deasupra domnul Purgon, care n-are nici soție, nici copii, îi dă toată averea cu prilejul acestei căsătorii. Iar domnul Purgon are o rentă de 8.000 de livre bătute pe muche. Ah, mulți oameni trebuie să fie omorât dacă a ajuns atât de bogat. 8.000 de livre rentă e ceva, fără a mai socotii averea tatălui. Da, domnule, toate sunt bune și frumoase. Eu însă una știu. Vă sfătuiesc să-i alegeți alt soț, căci ea nu-i făcută să fie doamna Diafoirus. Și eu vreau să fie. Nu, zău, să nu spuneți asta. Și de ce să nu spun? Aia că așa. Dar pentru ce n-a spus? E, se va zice că vorbița n-a putea. Puțin îmi pasă de ce se va zice. Îți repet însă că vreau ca ea să respecte cuvântul pe care mi l-am dat. Nu, sunt sigură că nu o să fac așa ceva. O voi ști? Vă spun că nu o să vrea. Să vrea, că de nu o trimit la mănăstire. Dumneavoastră! Eu? Nu o veți trimite la nicio mănăstire. N-am să o trimit la nicio mănăstire. Nu. Nu? Știi că ești nostru. Nu să-mi trimit fata la mănăstire dacă așa mi-e pofta? Vă spun că nu. Și cine o să mă împiedice? Iar dumneavoastră. Eu? Da, nu o să aveți inima asta. Ba o să o am. Glumiți? Nu glumești deloc? Nu o să vă lase dragostea de tată. Ba o să mă lase. O lacrimă sau două, brațele în jurul gâtului, un tăticul meu scump spus drăgăstos vor fi de ajuns ca să vă înduioșeze. Toate astea n-au să ducă la nimic? Ba da, ba da. Îți spun că nu. Mofturi? Să nu spui mofturi? Doamne, vă cunosc, sunteți un om cum se cade din fire. Nu sunt deloc cum se cade și sunt chiar al dracului. Sunt al dracului când vreau. Oh, mai încet, domnule, nu vă gândiți deloc la boala dumneavoastră. Îi cer categoric să-l ia de sos pe cel ales de mine. Iar eu o voi opri să fac așa ceva. Tu? Da. Unde ne trezim? De când o nepricopsită de slujnică îndrăznește să vorbească așa în fața stăpânului da. Său? Când un stăpân nu se gândește la ceea ce face, o slujnică cu bun simț are dreptul de-al povățui să-și vină în fire. O brasnică! O brasnică de omor! O, e de datoria mea să mă împotrivesc unor lucruri care vă pot face de râs. Poftim, încoace, te învăț eu să vă. Sunt datoare să nu vă las să comiteți fapte nesăbuite. Un nerușinator. Nu voi îngădui niciodată această căsătorie. Nu vreau să-l ia pe Toma Diafoirus al dumneavoastră. Achiriță. Nu mă va asculta mai curând pe mine decât pe dumneavoastră. Așelic, nu vrei să pui mâna pe ticăloasa? Liniștește-te, taticule, să nu te îmbolnăvești. Dacă nu pui mâna pe ea, te voi blestema. Iar eu, dacă vă ascultă, am să o dezmoștenesc. Oh, nu mai echip să rapt. Poți să și mor dintre asta. Ce s-a întâmplat cu bietul meu bărbățel? Ce? Apropie-te, nevestică. Vino mi-n ajutor. Dar ce, băiețașul meu? Iubitule. M-a scos din fire. Mai bietul meu bărbățel, dar cum dragule? Blestemata de Toanet e mai neobrăzată ca oricum. Ai, nu te necăjiți. M-a făcut să turbez, iubitul. Liniștește-te, drăguțule. Timp de o oră mi s-a împotrivit cu îndrăjire. Ușurel, ușurel. Au neobrăzarea să-mi spună că nu sunt bolnav deloc. Vai, o nemernică. Scumpă, da. Tu știi adevărul? Da, inimioara mea n-are dreptate. Dragostea mea, ticăloasa asta, are să mă bagi în mormânt. Din cauza ei fac atâta fiere. Nu te mai necăji. Și-a trecut destul timp de când ți-am spus-o de-aia afară. Doamne, doamne, puișorule, nu există slujnici fără cusur. Ești silit uneori să le înduri greșelile din pricina calităților. E isteață, grijulie și mai ales credincioasă. Știi că astăzi trebuie să fii foarte atent cu oamenii pe care i-ai în slujbă. Toanet! Da, ce dorește, doamna? De ce îl super pe domnul? Eu, doamnă, vai, da, nici măcar nu înțeleg ce vreți să spuneți. Eu nu mă gândesc decât cum să intru domnului în voi. Fățarnică! Da, ne-a spus că vrea să-și mărite fata cu fiul domnului Diafoirus. Eu i-am spus că găsesc căsătoria bună pentru ea, dar socot că ar face mai bine să o trimită la mănăstire. Dragul meu, nu văd nimic rău în asta și cred că are dreptate. Vai, iubito, crezi? O mărșeabă! Mi-a spus 100 de obresnicii. Te cred, iubito. Hai, lasă, pătălește-te. Ascultă, Toanet, dacă am să mai aud vreodată că-l super pe domnul, te dau afară. Așa, hai, adu-mi șuba și niște perne ca să-l așez în fotoliu. Par schimba, dragul meu. Hai, trage-ți scufa peste urechi. Așa, așa. Niciodată nu răcești mai ușor ca atunci când îți intră aer prin urechi. Ai, iubito, cât de recunoscătoare sunt pentru grija ce mi-o porți.
Tu nu cunoști viclenia diavoliții? M-a scos din fire. Voi avea nevoie de 8 purgative și 12 clisme ca să îndrept toate astea. Ușurel, ușurel, micuțule. Hai, liniștește-te puțin. Tu, iubito, ești toată mângâierea mea. Bietul meu, bărbăț. Ca să răsplătesc cât de cât dragostea ce mi-o porți, doresc inimioara mea, după cum ți-am mai spus, să-mi fac testament. Vai, dragul meu, să nu mai pomenim despre asta, te rog. N-aș putea îndura gândul ăsta și numai cuvântul testament mă înfioară. Te-am rugat să vorbești cu notarul tău. L-am adus cu mine, e în odaia de alături. Spune să intre, iubito. Vai, dragul meu, nu te poți gândi la asemenea lucruri când îți iubești într-adevăr soțul. Poftiți, domnule de Bonfoy, poftiți, luați loc. Soția mea mi-a spus că sunteți un om onorabil și unul dintre prietenii săi devotați. Iată de ce am rugat-o să-ți vorbească despre testamentul pe care doresc să-l fac. Vai, nici nu mă simt în stare să vorbesc despre astfel de lucruri. Domnule, doamna mi-a explicat proiectul dumneavoastră și intenția ce aveți în legătură cu dânsa. În această privință am să vă spun însă că prin testament nu-i puteți lăsa nimic soției dumneavoastră. Ce? Și de ce? Se opune obiceiul pământului. Cum așa? A, dacă v-ați găsit într-un ținut cu le scrise, n-ar fi greu deloc. Dar la Paris și în majoritatea regiunilor unde acest obicei este păstrat, dispoziția dumneavoastră ar fi anulată. Tot ce ar putea face bărbatul și femeia uniți prin căsătorie e o donație mutuală, în viață fiind. Dar și pentru asta trebuie să nu existe copii, fie ai ambilor soți, fie numai unuia la data primului deces. Iată un obicei tare ne la locul său. Un soț să nu-i poată lăsa nimic soției care îl iubește cu atâta înflăcărare și care are atâta grijă de el. O să-mi consult avocatul să văd ce aș putea face. Nu la avocat trebuie mers. Trebuie consultate alte persoane care sunt mult mai înțelegătoare, care cunosc chițibușuri pentru a călca legea cu ușurință și a face legal ceea ce nu-i legal. Trebuie să știi să te descurci. Dacă n-ar fi așa, n-aș da doi bani pe toată meseria noastră. Domnule, soția mea îmi spusese de altfel pe bună dreptate că sunteți un om foarte dibaci și foarte cinstit. Ce aș putea face, vă rog, ca să-i las averea și să-mi desmoștenesc copiii? Ce-ați putea face? Da. Puteți alege fără trăboi un prieten intim al soției, căruia să-i lăsați prin testament în bună formă tot ce posedați, iar mai târziu prietenul îi va da totul înapoi. De asemenea, în viață fiind, puteți să-i dați în mână bani pe șin sau polițe la purtător. Așa. Dumnezeule, așa. Nu te mai gândi la toate astea. Dacă mă părăsești, micuțule, nici eu nu mai vreau să trăiesc. Iubita mea. Da, dragul meu, dacă aș avea nefericirea să te pierd. Soția mea, dragă. Viața mea n-ar mai avea niciun rost. Dragostea mea. Și te-aș urma pentru ca să-ți poți da seama de iubirea ce ți-o port. Iubita mea, îmi sfă și inima. Te rog, liniștește-te. Vă rog, așezați-vă, când sunt ei la locul lor, doar n-am ajuns încă acolo. Vai, domnule, dumneavoastră nu știți ce înseamnă un soț pe care îl iubești cu patimă. Dacă aș muri, iubita mea, aș regreta numai că nu am un copil de la tine. Domnul Purgon îmi spusese că o să mă ajute să fac unul. Asta se mai poate încă întâmpla, domnule. Iubita mea, trebuie să-mi fac testamentul așa cum spune domnul notar. Nu, dar ca prevedere îți voi da în mână 20.000 de franci aur pe care îi am în tapiseria alcovului și două polițe, una a domnului Damon și alta a domnului Gerand. Nu vreau nimic din toate astea. Câți pică se găsește sub tapiserie? 20.000 de franci. Nu-mi vorbi despre avere, te rog. Ce valoare au cele două polițe? Una, draga mea, e de 4.000 de franci, iar alta de 6. Toate averile din lume, iubitule, nu fac doi bani în comparație cu tine. Domnule Argan, vrei să trecem la redactarea testamentului? Da, domnule, dar am fi mai la largul nostru în cabinetul meu cel mic. Iubita mea, iubitele, ajută-mă, te rog. Haide, scumpul meu bărbățel.
Uite-i cu un notar. Am auzit vorbindu-se de un testament. Mama dumneavoastră, vitreg angelic, nu doarme. Și fără îndoială că îl îndeamnă pe tatăl dumneavoastră la cine știe ce uneltiri împotriva copiilor săi. Avere n-are decât să o folosească cum vrea. Dar nu și inima mea. Bași de seamă, Toane, ce planuri criminale se urzesc împotriva mea. Te rog, nu mă părăsi la nenorocire. Eu să vă părăsesc, mai degrabă aș muri. Mama dumneavoastră vitregă n-are decât să-mi facă oricâte destăinuiri pentru a mă atrage de partea ei. N-am putut să o sufăr niciodată și am fost întotdeauna de partea dumneavoastră. Lăsați pe mine, am să întrebințez orice mijloc pentru a vă sluji. Dar ca să fiu mai de folos, vreau să încerc altceva. Să ascund dragostea ce vi-o port și să mă prefac că trec de partea tatălui și a mamei dumneavoastră vitrege. Caută să-l vestești pe Clean despre căsătoria ce s-a pus la cale, te rog, din suflet. Astăzi e prea târziu, dar mâine dis de dimineață am să trimit după el. Așteptam. De ce ați venit? Ca să-mi cunosc soarta, să vorbesc cu Angelic. Să-i citesc în suflet și să văd ce a hotărât cu această nenorocită căsătorie de care am aflat. Da, dar cu Angelic nu se poate discuta nici acum și nici altă dată. Trebuie să vorbiți în taină. Doar vi s-a spus că este păzită și că nu îi se permite nici să iasă, nici să vorbească cu cineva. Numai datorită unei mătuși am fost lăsate să mergem la reprezentația de pe urma căreia s-a născut dragostea dumneavoastră. De altfel, despre asta ne-am ferit ca de foc să pomenim. Planet, de aceea nici n-am venit aici sub numele de Clean și ca iubita lui Angelic, ci ca prieten al profesorului ei de muzică, cu care m-am înțeles să-i țin loc. Iată-l pe tatăl, domnișoare, stați puțin deoparte să-i spun că sunteți aici, stați. Domnul Piorgon mi-a prescris să fac dimineața prin cameră 12 pași înainte și 12 înapoi. Am uitat însă să-l întreb dacă de-a lungul sau de-a latul camerii. Domnule, nu... Vorbește încet, Icaroasă, mi-ai zbruncinat creierii. Puțin îți pasă că unui bolnav nu trebuie să-i vorbești atât de tare. Voiam să vă spun... S-am poruncit să nu mai... Domnule, vă spun că... Ce tot îndruge acolo? Spun că vrea să vă vorbească cineva. Să vii. Bine. Poftiți, domnule. Mult stimate domn. Nu vorbiți atât de tare că îi zdruncinați creierii. O, iertare. Domnule, sunt încântat să vă găsesc pe picioare și să constat că vă este mai bine. Auzi, e mai bine. Dar de unde, domnul, e bolnav? Am aflat că se simte mai bine. De altfel pare sănătos tun. Dar ce vreți să spuneți cu sănătos tun al dumneavoastră? Domnul arată foarte rău și numai niște neobrăzați v-au putut spune că e mai bine. Niciodată n-a fost mai bolnav. Are dreptate. Merge, mănâncă, doarme și bea ca toată lumea. Dar asta nu îl împiedică să fie grav bolnav? Adevărat. Sunt foarte mâhnit, domnule. Vin din partea profesorului de muzică al fiicei dumneavoastră. A fost silit să plece la țară pentru câteva zile și, ca bun prieten, mă trimite să continui lecțiile în locul său. Asta de teamă ca nu cumva, întrerupându-le, domnișoara să uite ce a învățat. Foarte bine. Toane, cheamă-o pe Angelic. Cred, domnule, că ar fi mai bine să-l conduc pe domnul profesor în camera domnișoarei. Da, desigur. Nu. Cheamă aici. Dacă nu sunt singuri, nu vor putea face lecția ca lumea. Ba da. Domnule, asta o să vă tulbure. În starea în care sunteți, cea mai mică emoție vă poate face rău? Deloc. Îmi place muzica și voi fi foarte bucuros să... iată că vine. Du-te și vezi dacă nevastă mea s-a îmbrăcat. Da, domnule. Apropie-te, fata mea, apropie-te. Profesorul tău de muzică a plecat la țară și l-a trimis pe dumnealui să-i țină locul. Domnișoare? Domne! Dar ce s-a întâmplat? Ce te mire așa? Păi... Ce? Ce te turbură așa? Dragă tata, aici se întâmplă ceva cu totul surprinzător. Ce anume? Am visat azi noapte că eram într-o mare încurcătură și că cineva, Lid, dumnealui căruia-i cerusem ajutor, a sărit să mă scape de necazul pe care l-aveam. Și de aceea nu mică mi-a fost mirarea venind aici să dau tocmai peste dânsul și... Nu este deloc de plâns, cel pe care fie în somn, fie trează, l-aveți în gând. Și-aș fi fericit dacă m-ați ocotit demn ca la vreo nevoie să vă scot din încurcătură. Aș face orice pentru dumneavoastră. Vă jur, domnule, că
am trecut de partea dumneavoastră și că retrag tot ce am spus ieri. Domnul Diaforius tatăl și domnul Diaforius fiul au venit în vizită. Ah, veți avea o înginere pe sprânceană. O să vedeți flăcăul cel mai chipe și cel mai deștept din lume. N-a rostit decât două vorbe, dar m-a și încântat. Ah, fiica dumneavoastră are să fie fermecată. Pe mine vă rog să ce, domnule profesor de muzică, de ce doriți să plecați înmărit fata? Și mi se prezintă viitorul ginere pe care încă nu l-am văzut. Mă onorați nespus, domnule. Îngăduiți-mi să fiu martor la o atât de plăcută întrevedere. Este fiul unui distins medic, iar căsătoria se va face peste 4 zile. Minunat! Anunță-l, te rog, și pe profesorul de muzică să vină la nuntă. Voi avea grijă. Te rog să poftești și dumneata. Cinsta este nespus de mare. Faceți loc, mă rog, faceți loc, sosesc, faceți loc, faceți loc. Cred că în fața unor oaspeți atât de distinși a trebuit să-mi scot scufa, dar domnul Purgon mi-a interzis aceasta și cum dumneavoastră sunteți tot doctor, cunoașteți consecințele. În vizitele noastre venim să ajutăm pe bolnavi, nu să le facem rău. Primesc, domnule, aici, domnule, cu multă bucurie fiul meu Tomaș și cinstea pe care mi-o faceți. Să bagătăm, domnule, și aș fi dorit să fi putut veni la dumneavoastră ca să vă asigur de asta. Dar dumneavoastră știți, domnule, ce înseamnă un bilet bolnav, care nu poate face altceva decât să vă spună că va folosi toate prilejurile pentru a vă arăta, domnule, că este sluga dumneavoastră. Să vă dovedim zelul nostru. Haide, Toma, treci, prezintă-ți omagile. Nu e așa că trebuie să încep cu tatăl? Da, da. Domnule, salut, recunosc, îndrăgesc și cinstesc în dumneavoastră un al doilea tată. Așa, așa, așa. Dar un al doilea tată căruia îndrăznesc să-i spun că îi sunt mai îndatorat decât primului. Bun, bun, bun. Primul mi-a dat viață în timp ce dumneavoastră m-ați ales. El m-a primit de nevoie, dumneavoastră din bunătate. Ceea ce am de la el este opera... Este opera trupului său. Ceea ce îmi dați dumneavoastră este opera voinții dumneavoastră. Și cu cât darurile sufletești sunt mai presus decât cele trupești, cu atât mai mult vă sunt obligat și consider prețioasă această viitoare înfiere, în numele căreia vin astăzi să vă aduc prea plecate și prea respectoase omagii. Trăiască școlile din care ies oameni atât de isteți. Ce zici, tată? A fost bine? Optime. Angelic, Angelic, vino, desfă reverența. Ce zici, tată? Să-i pup mâna? Da, da, pupă eu. Doamnă, cerul v-a dat pe bună dreptate numele de mamă soacră, întrucât... Nu nevesti, ci fiicii mele îi vorbiți. Da? Dar dânsa unde este? Vine numai decât. S-o aștept să vină, tată. Până una alta, salut-o pe domnișoara. Da. Precum odinioară statuia lui Memnon scotea un sunet armonios atunci când era luminată de razele soarelui, la fel eu simt o dulce însuflețire la ivirea soarelui frumuseții dumneavoastră. Și dacă așa cum arată naturaliștii, floarea denumită heliotrop se întoarce mereu către acest astru al zilei, tot așa, de aici încolo, inima mea se va întoarce spre aștrii strălucitori ai ochilor dumneavoastră fermecători, ca spre un unic pol. Permiteți-mi așadar, domnișoară, să depun pe altarul frumuseții dumneavoastră ofranda acestei inimi, ce nu aspiră, nu jinduiește altă glorie decât aceea de a fi toată viața, domnișoară, prea plecatul, prea supusul dumneavoastră, servitor și... Soț. Pă, iată ce înseamnă să ai studii. Înveți să spui lucruri frumoase. Ce părere aveți, domnule profesor de muzică? Că domnul este nemaipomenit și că de-o fi tot atât de bun doctor pe cât este de bun orator, va fi o adevărată plăcere să te numeri printre pacienții lui. Fără îndoială, ar fi minunat dacă ar face tratamente tot atât de bune pe cât îi sunt de frumoase cuvântările. Repede, repede, fotoliu meu și scaune pentru toată lumea. Mulțumesc. Așa, așa, așez aici, fata mea. Vedeți, domnule Diaforius? Toată lumea l-admiră pe domnul fiul dumneavoastră. Cred că sunteți fericit să aveți un asemenea băiat, nu? Nu fiindcă îi sunt tată, dar pot spune că am de ce să fiu mulțumit și că toți care îl văd vorbesc despre el ca despre un băiat de ispravă. N-a avut niciodată imaginația prea vie și nici acea minte scăpărătoare care se observă la unii. Dar tocmai acest lucru mi s-a părut promițător pentru puterea lui de discernământ.
Calitate esențială în meseria noastră. Da, 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 da. N-a fost un copil zglobiu și nici prea acer. N-a fost. Na. Era întotdeauna blând, tăcut și molatec. Aha, nu scotea nicio vorbă și nu lua niciodată parte la așa zisele jocuri copilărești. E, ce n-a mai căsnit până a învățat să citească. Așa. Da. Avea 9 ani și nu cunoștea încă literele. No. Bravo, îmi spuneam în sinea mea, pomii târzii, dar cele mai bune roade. În marmură sapi cu mult mai greu decât în nisip. Dar cele scrise rămân îndăltuite mult mai multă vreme. Această inteligență înceată, această minte greoaie, este semnul judecății limpește mai târziu. Când l-am trimis la liceu, nu i-a venit deloc ușor. Dar a ținut piept greutăților. Și profesorii îl lăudau totdeauna pentru hărnicia și puterea sa de muncă. În cele din urmă, după multă trudă, a izbutit să termine liceul în mod strălucit. Și pot spune, fără falsă modestie, că de 2 ani, de când se prepară să iasă doctor, nu există un singur student care să fi stârnit atâta vâlvă în toate discuțiile din universitate. S-a făcut temut, da. Și nu există controversă în care el să nu combată teza contrară până în pânzele albe. Este tare în dispute, stăpân pe principiile sale ca un turc. Foarte bine, da, da, da. Nu renunță în ruptul capului la opinia lui și urmărește cu raționament până în ultimele ascunzișuri ale logicii. Dar ceea ce îmi place în mod deosebit la el, și în privința asta îmi urmează pilda, e că ține orbește la părerile celor vechi. Niciodată n-a voit să priceapă sau măcar să asculte principiile și experiențele pretinselor descoperiri ale secolului nostru în legătură cu circulația sângelui și alte năzdrăvănii de acest soi. Strașnic, strașnic. Iată priviți această teză. Am susținut împotriva celor cu circulația sângelui o teză pe care, cu voia dumneavoastră, domnule, mă rog. Îndrăznesc să o prezint domnișoarei ca un omagiu pe care îl datorez. Domnule, n-am ce să fac cu ea, căci nu mă pricep la asemenea lucruri. Dați-mi-o mie, e bună ca tablou, o să mă împodobesc cu ea odaia. Tot cu permisiunea tatălui dumneavoastră, vă invit să veniți într-una din zile așa, ca distracție, să asistați la disecția unei femei. Voi lua și eu cuvântul? Ah, va fi o distracție plăcută. Unii își duc iubita la teatru, s-o duci la o disecție, este fără îndoială mai elegant. Da. De altfel, în ceea ce privește calitățile cerute pentru căsătorie și perpetuarea specii, vă asigur că potrivit regulilor corpului nostru medical, așa, da, fiul meu are tot ce-i trebuie. Posedă o lăudabilă prolificitate și are temperamentul necesar pentru a zămisli copii binefăcuți. De bună seamă că aveți de gând să-l introduceți la curte și să-i faceți rost de un post de medic. La drept vorbind, nu mi-a plăcut niciodată practica meserii noastre pe lângă cei mari și am găsit întotdeauna că e mai bine pentru noi medicii să rămânem la clientela obișnuită. Cu aceasta treburile merg strună, nu trebuie să dai nimănui socoteală de faptele tale și în măsura în care urmezi regulile curente ale profesiunii noastre, nu ai motive să te îngrijești de ce se va întâmpla. Ei, supărător însă, când e vorba de cei mari, este faptul că odată bolnavi, țin cu tot din adinsul ca medicii lor să-i și vindece. Nu, zău! Asta sunt de-a dreptul fără rușine cerându-vă să-i vindecați. Doar nu pentru asta stați dumneavoastră pe lângă ei, ci pentru a le prescrie rețete și a vă primi onorariile. Treaba lor să se vindece dacă... Păi, asta e adevărat. Singura obligație e să-i tratezi pe oameni după cum scrie la carte. Domnule profesor, pune-o, te rog, pe fiica mea să cânte ceva în fața oaspeților. Așteptam porunca dumneavoastră, domnule. Și pentru a distra societatea, m-am gândit să cânt cu domnișoara o scenă dintr-o mică operă compusă de curând. Poftiți, domnișoara Angelic. Iată partitura dumneavoastră. Eu? Nu-ți fie teamă. N-am cine știe ce voce, dar în cazul de față ajunge să mă fac auzit. Veți avea bunătatea să mă iertați, fiind obligat să dau replica domnișoarei. Versurile sunt frumoase? Da. De fapt, este vorba de o mică operă improvizată. N-o să ascultați decât proză ritmată, adică un fel de versuri libere.
limbajul firesc al unei perechi care, mânată de iubire și silită de împrejurări, dă grai sentimentelor și vorbește pe nepregătite. Foarte bine, să ascultăm. Frumoasă Filis, vai cât sufer de amar această grea tăcere s-o rupe mașadar. Vreau soarta să-mi o știu, pe față mort sau viu. Pircis, sunt tristă precum vezi, de toate aceste lucruri de ce te alarmezi. Oftez suspin la ceruri privirea mea ridic. Nu-ți spun acestea oare iubitul meu nimic? Ei, dar știi, nu-mi închipuiam ca fata mea să fie atât de pricepută încât să cânte la prima vedere fără nicio șovăire. Frumoasa mea, Filis, se poate ca Tircis să te fi cucerit cum i-ai mărturisit. Și-acum mărturisesc, dar Tircis, te iubesc. Încântător cuvânt, cum să-i dau crezământ, nu este vorbă-n vânt. N-ai ști cât te iubesc. Repetă, te implor. Te iubesc. Repete de 100, de mii, de mii de ori. Te iubesc, te iubesc. Dar tatăl prea supusă voinței lui te vrea. Mai bine moartă-aș vrea, mai bine moartă-aș vrea. Te iubesc. Te iubesc, te iubesc, dragostea mea. Te iubesc. Și tatăl ce zice de toate astea? Nu zice nimic. Tâmpit tată mai e dacă îndură toate neroziile astea fără să spună nimic. Ah, dragostea mea. Nu, e de ajuns. Comedia asta e un exemplu tare prost. Tircis este un obraznic, iar Filis o nerușinată dacă vorbește astfel față de tatăl ei. Angelic, ia arată-mi hârtiile. A? Unde sunt cuvintele pe care le-ai cântat? Nu văd decât notele. Cum, nu știți? De curând s-a descoperit mijlocul de a scrie și cuvintele cu note. Foarte bine, cu plecăciune, domnule. La revedere. Ne-a fi putut lipsi bucuroși de opera dumitale fără pic de bun simț. Domnule, credeam că o să vă distrez. Prostiile nu distrează niciodată. Iată și pe nevasta mea. Draga mea, ți-l prezint pe fiul domnului Diafoiu. Doamnă, cerul v-a hărăzit pe bună dreptate numele de mamă soacră, căci se vede pe fața dumneavoastră. Sunt încântată că am venit la timp pentru a avea cinstea să vă cunosc. Căci se vede pe fața dumneavoastră. Căci se vede pe fața dumneavoastră. Doamnă, m-ați întrerupt tocmai la mijlocul frazei și asta m-a încurcat. Tocmai, lasă-o pentru altă dată. Da. Ah, Belin, dragă, de fi fost aici adineau. Vai, doamnă, mare păcat că n-a fost la cel de-al doilea tată, la statuia lui Memnon și la floarea numită Heliotrop. Hai de fata mea, întinde-i mâna domnului Toma și jură-i credință ca unui soț. Tată. Eh, ce înseamnă asta? Te rog, tată, nu grăbi lucrurile. Lasă-ne cel puțin timp să ne cunoaștem și să vedem înmugurind de noi acea înclinare a unuia către celălalt, atât de trebuincioasă unei uniri desăvârșite. În ce mă privește, domnișoară, ea a înmugurit de mult. Nu am de ce să mai aștept. Dacă dumneavoastră, domnule, sunteți atât de grăbit, nu același lucru se întâmplă cu mine și vă mărturisesc că meritele dumneavoastră nu mi-au făcut cine știe ce impresie. Pentru asta o să aveți timp și după căsătorie. Te rog, tată, mai dăm oarecare răgaz.
Căsătoria e un lanț și nu șa de bine să legi o inimă cu deasila. Dacă domnul e un om de lume, da, n-ar trebui să primească drept soție pe cineva care i-ar aparține prin constrângere. Nego consecvenția, domnișoară. Pot fi foarte bine om de lume și în același timp să vă primesc din mâinile tatălui dumneavoastră. Prost mijloc de a te face iubit de cineva cu deasila. Știm, domnișoară, că în vechime exista obiceiul să răpești din casa părinților pe fata cu care urma să te căsătorești. Și asta ca să nu pară că se aruncă de bunăvoie în brațele bărbatului. În vechime, domnule, era în vechime, iar noi trăim în zilele noastre. Da. Maimuțărelele nu mai sunt astăzi necesare și când nu ne e pe plac o căsătorie, știm să o facem fără să fim împinși de cineva. Aveți răbdare. Dacă mă iubiți, domnule, trebuie să doriți tot ceea ce doresc și eu. Da, domnișoară, da, dar numai dacă asta nu e împotriva intereselor dragostii mele. Cea mai mare dovadă a dragostei este tocmai să te supui voinții aceleia pe care o iubești. Distingvă, domnișoară, când nu e vorba să-mi pierd iubita, concedo. Dacă sunt în primejde să o pierd, nego. Degeaba discutați, domnișoară Angelic. Domnul este proaspăt ieșit de pe băncile școlii și va ști întotdeauna să vă pună la punct. De ce vă încăpățânați, refuzând gloria de a aparține corpului universitar? Poate că are vreo dragoste pe suflet. Dacă aș avea vreuna, doamnă, i-ar fi așa cum mi-ar putea îngădui rațiunea și cinstea. Ba nu zău, eu fac aici pe caragiosul. Dacă aș fi în locul tău, micuțule, n-aș fi eu deloc să se mărite. Știu eu bine ce i-aș face. Pricep, doamnă, ce vrei să spuneți și cunosc interesul pe care mi-l purtați. Se poate însă ca sfaturile dumneavoastră să nu fie chiar atât de bune încât să fie și urmate. Unor fete cum se cade ca dumneata, Angelic, puțin le pasă dacă sunt sau nu ascultătoare și supuse voinței părinților. Asemenea povești erau bune pe vremuri. Datoria unei fiice are margini, doamnă, iar rațiunea și legea nu se potrivesc chiar în toate ocaziile. Aha, cu alte cuvinte, te gândești la măritiști, dar vrei să-ți alegi un soț după pofta dumitale. Dacă tata nu vrea să-mi dea un soț care să-mi placă, am să-l rog din toată inima, măcar să nu mă silească la o căsătorie cu unul pe care nu-l pot iubi. Domnilor, vă cer iertare pentru ceea ce se petrece aici. Căsătorindu-se, fiecare are un scop. Cât despre mine, care nu doresc un soț decât pentru a-l iubi cu adevărat. Mărturisesc că vreau să-mi iau toate măsurile de prevedere. Unele fete se căsătoresc numai pentru a scăpa de constrângerea părintească, putând astfel să facă ce vor. Altele, doamnă, fac din căsătorie un negoț. Nu se căsătoresc decât pentru a-și moșteni soții, ce? Pentru a se îmbogăți prin moartea celor cu care se căsătoresc. Și trec fără niciun scrupul de la un bărbat la altul, numai pentru a-și însuși averea lor. Astfel de persoane, ce-i drept, nu prea fac mofturi și nu se prea sinchisesc pe cine iau. Găsesc că astăzi vorbești strașnic de bine. Numai că sunt tare curioasă să știu ce vrei să spui cu toate astea. Eu, doamnă, ce alt ați voie să spun decât ceea ce spun? Ești atât de proastă, mititică, încât nu știu cum de te mai raptă lumea. Ați dat mult, doamnă, pentru a mă convinge să vă răspund cu vreo obrăznicie, dar vă previn că nu veți avea această plăcere. Obrăznicia dumitale e fără pereche. Nu, doamnă, vorbiți degeaba. Și dovedește o încredere nerușinată în dumneata, o îngânfare ridicolă, care face ca oricine te ascultă să dea din numeri. Toate acestea, doamnă, nu vă vor sluji la nimic. În ciuda dumneavoastră, nu-mi voi ieși din fire și pentru a vă lua orice nădejde în legătură cu ceea ce urmăriți, voi pleca de aici. Ascultă, stai, Angelic, stai, unde te duci? Ascultă, una din două. Ori te căsătorești în 4 zile cu acest domn, da, ori pleci la mănăstire. Așa. Nu te supăra, draga mea, Belin. O pun eu la punct. Așa. Îmi pare rău că trebuie să te părăsesc, micuțule, dar am în oraș niște treburi la care nu pot renunța. Mă întorc în tata. Du-te, scumpa mea, treci și pe la notar ca să-i spăvească odată știi tu ce. Da. Pe curând, micuțule meu. Pe curând, iubito. Doamnă, iată o femeie care mă iubește. Nici nu-ți vine să crezi. Domnule, suntem gata de plecare. Vă rog, domnule, să-mi spuneți cum mă găsiți. Dați-mi mâna să vă iau pulsul. Hai, Toma, da, ia celălalt braț al domnului, da, să văd dacă ești în stare să-ți dai o părere exactă despre pulsul ăsta. Cvet dicis? Dico că pulsul dumnealui este pulsul unui om bolnav. Bravo! Că bate tărișor, ca să nu spun tare. Admirabil! Zvâcnește. Bene! Ba chiar neregulat și inegal. Optime! Ceea ce denotă o neorânduială în parehinul splenic,
adică în splină. Admirabil! Nu, domnul Piergon spune că ficatul îmi este bolnav. Da? Cine zice parenchim, zice și una și alta. Din cauza strânse legături între ele, realizată printr-un vas scurt, prin pilor și adesea prin canalul Coledoc. V-a prescris de sigur să mâncați multă carne friptă. Nu mai fiartă. Friptă tot una e. Oricum e foarte prudent în ce prescrie și nu puteți fi în mâini mai bune. Câte greunțe de sare să pun la un ou? 6, 8, 10. Numai numere cu soț. După cum când e vorba de medicamente, numai numere fără soț. Da. La revedere. La revedere. Iubitule, înainte de a pleca, țin să-ți vestesc un lucru de care trebuie să ți seama. Trecând prin fața camerei fiicei tale mai mari, am văzut-o împreună cu un tânăr care când m-a zărit, a dispărut. Un tânăr la fica mea? Da. Fetița ta cea mică lui Zoe era cu ei și îți va spune mai mult. Trimite-mi aici, dragă, trimite-mi aici. Da. Nerușinata. Ți-o trimit numai decât. Nu mă mai miră deloc încăpățânarea ei. Luiso? Ce e, taticule? Apropie-te. N-ai nimic să-mi spui? Am să-ți spun, dacă vrei, ca să te mai distrezi, povestea Piele de Măgar. Vrei? Sau mai bine fabula Corbul și Vulpea, pe care am învățat-o de curând. Nu asta-și cer. Dar ce? Nu te-am rugat să vii să-mi spui tot ce observi? Da, taticule. Și ai făcut așa? Da, taticule, am venit să-ți spun ce am văzut. Da, azi n-ai văzut nimic? Nu, taticule. Mincinoasă, să-mi ascunzi tu că ai văzut un tânăr în camera surorii tale. Vai, taticule, te rog în genunchi, iartă-mă. Sora mea m-a rugat să tac, dar eu am să-ți spun totul. De data asta te iert, dar să-mi spui într-adevăr totul. Nici vorba, taticule. Bagă bine de seamă, degetul meu cel mic știe și îmi va spune dacă mă minți. Da, tăticule, dar să nu-i spui nimic surioarei mele. Să nu afle că ți-am povestit. Nu. Tăticule, pe când eram în camera surioarei mele, a venit un om. Și? L-am întrebat ce caută acolo și mi-a spus că este profesorul ei de muzică. Așa, vă să zic, așa stau lucrurile. Și apoi? După aceea a venit sora mea. Și? Ea i-a spus, pleacă, pentru Dumnezeu, pleacă. Vrei să mă nenorocești? Și? El nu vroia să plece. Și ce îi spune? Nici nu mai știu. Și mai ce? Îi spunea câte și mai câte, că o iubește și că e cea mai frumoasă ființă din lume. Și pe urmă? Pe urmă a căzut în genunchi în fața ei. Și pe urmă? Pe urmă i-a sărutat mâinile. Și pe urmă? Pe urmă a apărut la ușă mama, iar el a fugit. Fiar al dracului, nu s-a mai întâmplat nimic? Nu, tăticule. Degetul meu cel mic înșoptește totuși ceva. Ia să ascult ce înșoptește. Hri! Hri, da. Degetul meu cel mic spune că ai mai văzut un lucru de care nu mi-ai pomenit. Tăticule, degetul tău cel mic este mincinos. Bagă de seamă. Nu, tăticule, nu-l crede, minte său. Bine, vom vedea. Du-te și observă ce se mai întâmplă. Da. Du-te. Au crescut, nu mai sunt copii. Ce de încurcături. N-am nici măcar răgat să mă gândesc la boala mea. Într-adevăr, nu mai pot. Bună dimineața, Tonet! Uf, bine că ați venit, domnule Berald! Ce pace, fratele meu! Domnul Argan e dincolo cu spițerul. E adevărat ce mi s-a spus, că vrea să pună la cale o căsătorie între nepoată mea Angelic și neisprăvitul de fiu al doctorului Diafoare. Da, domnule, și ajutorul dumneavoastră prinde foarte bine. Domnișoara Angelic e tare nefericită. Dar, Cleant, vă puteți închipui. Voi face tot ce pot pentru ca să le văd dorințele împlinite. Căsătoria asta nesăbuită trebuie neapărat împiedicată. Da. Mă gândisem chiar că n-ar strica să introducem aici un doctor credincios nouă, care ponegri în tratamentele doctorului Piergon să-l scârbească pe domnul Argan de el. Dar cum n-avem pe nimeni la îndemână pentru asta, m-am hotărât să-i trag o păcăleală născocită de mine. Ce păcăleală? O trăznaie grozavă. Aș zice mai curând fericită decât înțeleaptă. Vă puteți bizui pe mine. Bine. Am să mă dau eu drept doctor. La rândul dumneavoastră nu stați degeaba. Dar să lăsăm vorba că sosește domnul. Ei, dragă frate, ce se mai aude? Cum o duci cu sănătatea? Rău, frățioare. Tare rău. Cum așa, tare rău? Sunt prăpădit.
prăpădiri cum nici nu poți să-ți închipui. Asta nu e bine. Nici n-am putere să vorbesc. Venisem aici, frățioare, să-ți vorbesc de un ginere pentru nepoată-mea Angelic. Te rog să nu-mi amintești de ticăloasa aceea. E o pușlama, o brasnică și o neascultătoare, pe care mai puțin de două zile o voi trimite la mănăstire. E bravo, bravo, sunt foarte mulțumit că ți-au revenit puterile și că vizita mea îți face bine. Adică... Adică ce vrei să spui? Îmi vei îngădui, frate, ca înainte de orice să-ți cer să nu te înfierbâți când vom sta de vorbă. S-a văzut. Da. Să răspunzi fără supărare la tot ce am să te întreb, da. Și să judecăm amândoi, fără patimă, treburile pe care le vom discuta. Dar pentru numele lui Dumnezeu îi sprăvești odată cu introducerea. Cum se face, frate, că dispunând de averea pe care o ai și neavând alți copii decât o fată, că și pe cea mică nu o mai pun la socoteală, cum se face că tot dai jos, o trimiți la mănăstire? Cum să fac, frate, pentru ca stăpân în casa mea fiind, să pot hotărâi eu ce cred de cuvință? Nevastă ta nu mai contenește să-ți dea sfaturi cum să scap de cele două fete ale tale. Și nu mă îndoiesc deloc că dintr-un simțământ de milă ar fi încântate să le vadă pe amândouă călugărițe în toată legea. Așa, iată ne ajungi și aici. Biata femeie adusă în discuție de la început. Ea este capul răutăților și de aceea îi poartă pică toată lumea. Nu, frate, să o lăsăm în pace. E o femeie care dovedește cele mai bune intenții din lume față de familia ta, da? Și e cu totul dezinteresată. Da. Se topește de dragul tău, iar copiilor tăi le arată o dragoste și o bunătate de neînchipuit. Asta e sigur. Să nu ne ocupăm așadar de ea, ci să ne oprim la fiică ta. Ce te îndeamnă, dragă frate, să-ți dai fata după fiul lui medic? Mă îndeamnă gândul de a avea un ginere așa cum îmi trebuie. Asta nu privește deloc pe fiica ta. Și de altfel îi se prezintă o partidă mai bună. Da, frățioare, eu am ales-o pe cea care îmi convine mie. Să se mărite cu cine-ți convine ție sau cu cel care îi place ei? Trebuie să ne convine amândorora. Vreau să aduc în familie oameni de care am nevoie. Potrivit acestui fel de a gândi, dacă fiica ta cea mică ar fi mai răsărită, ai mărita-o cu un farmacist. Și de ce nu? Dar ești oare cu putință să te gândești tot timpul numai la spițerii și doctorii tăi? Și să te încăpățânești să fii bolnav în ciuda oamenilor și a naturii? Ce vrei să spui cu asta, frățioare? Vreau să spun, dragă frate, că nu cunosc alt om mai puțin bolnav decât tine. Și că nu mi-aș dori o constituție mai robustă ca a ta. Cea mai bună dovadă că e sănătos și că ai o constituție cât se poate de zdravână este că, deși ți-ai dat toată osteneala, n-ai izbutit să-ți distrugi sănătatea și că n-ai pleznit de pe urma tuturor purgativelor pe care ai fost pus să le înghiți. Știi tu, oare, frățioare, că tocmai asta mă ține în viață? Domnul Purgon spune că aș muri dacă ar trece doar 3 zile fără să mă îngrijească. Dacă n-ai să te păzești, atât te va avea în grijă încât vei ajunge pe lumea cealaltă. Da, dragă frate, există oameni la fel de înțelepți și de pricepuți ca tine și vedem că în caz de boală toți cer ajutorul doctorului. E o confirmare a slăbiciunii omeniști și nici de cum a artii medicilor. Trebuie totuși ca medicii să creadă în adevărul artei lor odată ce o folosești și pentru ei înșiși. Domnul Pirgo al tău, de exemplu, e lipsit de iscusință. Este doctor din cap până în picioare. Un om care crede în preceptele sale mai mult decât în toate demonstrațiile matematice și care ar considera de crimă dorința cuiva de a cerceta aceste precepte. El nu vede în medicină nimic ascuns, nimic îndoielnic, nimic complicat. Pripit și încăpățânat, încrezut și lipsit de bun simț, prescrie alandala, fără să stea pe gânduri, purgative și luări de sânge. Dar nici pică nu-i poți purta. Te trimite pe lumea cealaltă cu cea mai desăvârșită bună credință. Și ucigându-te, nu o să-ți facă decât ce ar fi făcut soției și copiilor lui. Și la o, adică lui însuși. Ai tu ce ai cu el? Marii voștri medici reprezintă în vorbe și în fapte două soiuri diferite de oameni. După vorbe, sunt oamenii cei mai pricepuți din lume. După fapte, cei mai ignoranți. Ba nu s-au constat că ești un mare doctor și aș da mult să fie de față unul dintre acești savanți ca să-ți răstoarne argumentele și să-ți astupe gura. Dar n-am de gând să lupt împotriva medicinii și treaba fiecăruia să creadă ce-o pofti. Da, fiindcă suntem între noi, îți mărturisesc că aș fi dorit să te poți mulge din greșeala în care ai căzut. Iar pentru a te distra, te duc să vezi în legătură cu asta una din comediile lui Molière. Molière al tău e cam obraznic cu comediile lui și îl găsesc destul de ridicol când se apucă să râdă de niște oameni cinstiți ca doctorii. Dar nu de medici își bate el joc, ci de ridicolul. Nu-i rostul lui să-și fără nasul întreburile medicinii. E un caraios.
Un neobrăzat care își bate joc de consultații și rețete, care se agață de corpul medical și aduce pe scenă persoane atât de demne de respect ca medicii. Dar ce altceva mi-ar fi voin să înfățișeze decât diferitele profesiuni omenești? De altfel, în fiecare zi sunt prezentați pe scenă prinți și regi, care sunt cel puțin tot atât de onorabil ca și medicii tăi. Pe dracu! Dacă aș fi doctor, i-aș plăti obrăznicia atunci când s-ar îmbolnăvi, lăsându-l să moară ca un câine. Și orice ar face, nu i-aș prescrie nici cea mai mică luare de sânge, nici cea mai mică crismă. Crapă! Crapă! Asta o să te învețe minte să-ți mai bagi joc altă dată de medici. Bună ziua! Ah, domnul Florin, frățioare, iartă-mă o clipă. Ce? Ce vei să faci? O mică clismă nu durează mult. Da, glumești! Nu poți să reziști nici o clipă fără clismă și fără purgative? Amână-l pe altă dată și stai puțin liniștit. Ah, domnule Florin, pe diseară sau pe mâine dimineață? Ah, ce te amestești, dumneata? Și de ce te împotrivești prescripțiilor medicale, împiedicându-l pe domnul Argan să facă această clismă preparată de mine? Ești un caragios! Pleacă de aici, domnule. Se vede că nu ești obișnuit să ai de-a face cu fețele oamenilor. Oh, oh, ha, ha. Cum poate cineva să-și bată joc în felul acesta de medicamente și să mă facă să-mi pierd timpul? N-am venit aici decât în urma unei rețete? Și voi spune domnului Pirgon în ce mod am fost împiedicat să execut prescripțiile și să-mi îndeplinesc funcțiile. Veți vedea! Veți vedea! Frățioare, frățioare, voi fi pricina unei mari nenorociri. Ha, grozavă nenorocire! Dragul meu, este cu putință să nu poți fi vindecat de boala medicilor și să te îndop toată viața cu leacurile lor? Plăcute lucruri mi-a fost dat să aflu intrând pe ușă. Aici rețetele mele sunt luate în bătaie de joc, iar medicamentul pe care l-am prescris a fost repuzat. Domnule Pirgon, nu eu... E o îndrăzneală nemaipomenită. O ciudată răzvrătire a unui bolnav împotriva medicului său. E îngrozitor. Un adevărat atentat împotriva medicinei. Beralt, fratele meu, el este pricina. O crimă de les medicină ce nu poate fi îndeajuns pedepsită. Aveți dreptate. Vă declar că încetez orice legătură cu dumneavoastră. Fratele meu... Că nu mai vreau să mă rudesc cu dumneavoastră. Bine faceți. Și că pentru a-i sprăvi definitiv cu dumneavoastră, iată ce fac cu donația făgăduită nepotului meu în vederea căsătoriei. Rup actul acesta în bucăți! Vă declar că vă las pradă relii dumneavoastră constituției, fierii și sângelui dumneavoastră stricat. Minunat! Dumnezeule! Și doresc ca mai puțin de 4 zile să ajungeți incurabil. Fie vă milă! Să dați un brad de pepsie. Domnule Pirgon! Din brad de pepsie în dispepsie. Domnule Pirgon! Din dispepsie în apepsie. Domnule Pirgon! Din apepsie în lienterie. Domnule Pirgon! Din lienterie în dizenterie. Din dizenterie în idropizie. Și din idropizie în moarte, la care te va fi împins nebunia dubitare. Dumnezeule, sunt mort. Frățioare mai nenorocit. De ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Nu mai pot. Am început. Am și început să simt cum se răzbună medicina. Pe legea mea, frățioare, ești nebun de legat. Și pe o mulțime de motive n-aș voi ca lumea să vadă cum te porți. Supraveghează-te puțin, te rog. Revino-ți în fire și nu da atâta frâu imaginației. Ai văzut, frățioare, nemaipomenitele boli cu care m-a amenințat? Cât ești de naiv? Spune că mai puțin de 4 zile voi deveni incurabil. Și ce-ți pasă de amenințările lui? A vorbit un oracol? După cum spui, s-ar părea că domnul Pirgon ține în mâini firul vieții tale și că îl poate lungi sau scurta după cum îi place, cu autoritate suverană. Da. Gândește-te că viața ta îți aparține și că mânia domnului Pirgon este tot atât de puțin în stare să te ucidă, precum leacurile sale să te facă să trăiești. Uite, ai cel mai bun prilej dacă vrei să scapi de doctori. Sau, dacă ți-e scris să nu poți scăpa de ei... E lezi să găsești un altul cu care să întâmpini mai puțini primejdi. Vai, frățioare, el îmi cunoaște constituția și felul în care trebuie să fiu tratat. Trebuie să-ți mărturisesc că ești un om plin de prejudecăți și că vezi lucrurile într-un chip foarte ciudat. Domnule Argan, a venit un doctor care cere să vă vadă. Ce doctor? Un doctor în medicină. Te întreb cine e? Nu-l cunosc, dar îmi seamănă ca 2 picături de apă și dacă n-aș fi sigură că mama a fost o femeie cinstită, a zice că e vreun frățior pe care mi l-a dăruit după moartea tatii. Spune-i să intre. Da. E servit după dorință. Te părăsești un medic să prezintă altul. Vezi tu, mă apasă toate bolile astea pe care nu le cunosc și care... Domnule, dați-mi voie să vă consult.
și să vă ofer micile mele servicii. Domnule, vă sunt foarte recunoscător. Pe legea mea, Berald, iată-o pe Toanet în persoană. Vă cer din toată inima iertare, domnule. Extraordinar, Berald. Vă rog să nu-mi luați în nume de rău curiozitatea de a vedea un bolnav ilustru ca dumneavoastră. De altfel, faima dumneavoastră care s-a răspândit pretutindeni poate fi o scuză pentru libertatea pe care mi-am luat-o. Domnule, sunt sluga dumneavoastră. Observ, domnule, că mă priviți cu atenție. Ce vârstă îmi dați? Cred că puteți avea cel mult 26-27 de ani. Ha, ha, ha! Am 90. Ha, ha, ha! 90? Da, iată cum grație secretelor științei mele mă păstrez tânăr și în puteri. Pe legea mea, iată un bătrân destul de verde pentru vârsta lui. Da, da, sunt da. Un medic ambulant și călătoresc din oraș în oraș, din ținut în ținut, din țară în țară, pentru a descoperi cazuri interesante, subiecte ilustre, vrednice de posibilitățile mele, pentru a găsi bolnavi care să merite să mă ocup de ei. Doresc să am de-a face cu boli serioase, febre mari și continui care să se urce la creier, o febră mare, purpurie, o ciumă ca lumea, niște hidropizii înaintate, ceva pleurezii cu aprindere la plămâni. De aceea aș vrea, domnule, să aveți toate aceste boli, să vă părăsească toți doctorii. Pentru că a ajuns la disperare și în agonie, să vă dovedesc ce leacuri grozave am și cât de mult doresc să vă fiu de folos. Vă rămân îndatorat, domnule, pentru deosebita bunăvoință ce mi-a arătat. Pulsul dumneavoastră. Dar ce înseamnă asta, pulsul dumneavoastră? A început să ia razna. Văd că nu mă cunoaște încă. Ce doctor aveți? Pe domnul Purgon. Nu-l cunosc. Și de ce spune că suferiți? El susține că de ficat, dar alții spun că de spleen. Toți sunt niște nepricepuți. Dumneavoastră sunteți bolnav de plămâni. De plămâni? Da. Și ce hrană v-a prescris medicul dumneavoastră? Supă de legume. Ce ignorant. Pasări. Ce ignorant. Carne de vițel. Ce ignorant. Supe de carne. Ce ignorant. O proaspete. Ce ignorant. Iar seara prune uscate ca să-mi ușurez stomacul. Ce ignorant. Și mi-a recomandat să beau vinul amestecat cu multă apă. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Trebuie să aveți vin curat. Curat. Și pentru a vă îngroșa sângele, căci este prea subțiat, trebuie să mâncați carne de vacă și de porc. De porc? Brânză de Olanda. Olanda? Arpacaș și praz. Praz. Castane și pesmeciori. Doctorul dumneavoastră este un dobitoc. Vezi? Vreau să vă trimit unul format de mine și de câte ori voi fi în orașul dumneavoastră, voi veni eu însumi să vă văd. Vă voi rămâne foarte îndatorat. Oh, ce naiba faceți cu brațul ăsta? Cum? E un braț pe care mi l-aș tăia numai decât dacă aș fi în locul dumneavoastră. Dar de ce? Bine, nu vedeți că trage la el toată hrana și îl împiedică și pe celălalt să-și ia partea cuvenită? Da, da, am nevoie de braț. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, mi-aș scoate și ochiul drept. Să-mi scot un ochi? Nu vedeți că îl stânjenește pe celălalt și îi fură hrana? Credeți-mă, scoateți-l cât mai curând, veți vedea atunci mai bine cu ochiul stâng. Nu-i nicio grabă. Bun rămas. Îmi pare rău că vă părăsesc atât de repede, dar trebuie să asist la un mare consult ce se face unui om care a murit ieri. Unui om care a murit ieri? Da, da, ca să ne dăm părerea și să vedem ce ar fi fost de făcut pentru a-l vindeca. La revedere! Știți că bolnavii nu-și conduc musafiri. Nu vă deranjați, nu vă deranjați. La revedere! Eh,
ăsta e un doctor care pare într-adevăr foarte priceput. Da, numai că se cam pripește. Toți doctorii mari sunt la fel. Auzi, să-mi tai un braț și să-mi scot un ochi, pentru că acelui las să-i meargă mai bine. Prefer să-i meargă mai puțin bine. Frumoasă treabă să rămân chior și ciung. Dar ce s-a întâmplat? Doctorul dumneavoastră, Bătălina, a vrut să-mi ia pulsul. Poftim, iată, uite de ce iarde la 90 de ani. Stai puțin. Fiindcă tot s-a supărat domnul Piurgon al tău, n-ai vrea să-ți vorbesc de persoana care o cere pe nepoată mea de nevastă? Nu, frate, nu. Fiindcă nu m-a ascultat, vreau să o trimit la mănăstire. Cum? Văd bine că e o mică dragoste la mijloc și am descoperit o anumită întâlnire tainică despre care vinovații nu știu că am aflat. Dar bine, frate, chiar dacă aș fi vorba de o dragoste, e asta oare o crimă? Și te poți supăra pentru un fleac când e vorba de un lucru cinstit cum e căsătoria? Orice s-ar întâmpla, frățioare, am hotărât, se va călugări. Da, vrei să-i faci cuiva pe plac. Mă, te înțeleg, nu poți să o înghiți pe nevastă mea. Ei bine, da. Dacă e așa, s-o spunem pe șleau. E vorba de nevastă ta. Și după cum nu admit încăpățânarea ta în legătură cu medicina, nu poți să o suferi nici pe aceea care o privește pe nevastă ta și să te văd căzând orbește în toate capcanele ce ți le întind. Vai, domnule, dar nu vorbiți astfel despre doamna. E o femeie fără cusur, incapabilă de prefăcătorie și care îl iubește pe domnul la nebunie. Întreabă pe Toanet cât mă răsfață. E adevărat. Cât o turbură boala mea. Nu, nici vorbă. Cât mă îngrijește și cât se ostenește ea pentru mine. Fără îndoială, domnule Berald, vreți să vă conving și să vă arăt chiar acum cât de mult îl iubește doamna pe domnul? Mm. Domnule Argan, încăduiți-mi să-i arăt că habar n-are cum stau lucrurile și că greșește. În ce fel? Doamna urmează să se întoarcă acasă. Întindeți-vă pe fotoliu și faceți pe mortul. Mm? O să vedeți cât de îndurerată va fi când îi voi spune vestea. Primesc. Da, dar să nu o chinuiți prea mult, că ce-ar putea să moară de deznădejde. Lasă că știu eu. Iar dumneata, domnule Berald, da. Ascunde-te într-un colț. Da, bine. Nu o să pățesc nimic făcând pe mortul? Nu, ce să pățiți, stați doar întins acolo. Fratele dumneavoastră o să rămână cu gura căscată. Dar iată că vine și doamna, fiți atenți să nu vă dați de gol. Ah, Dumnezeule, ce norocire, ce întâmplare neașteptată. Ce s-a întâmplat, Oare? Vai, doamne! Ce este? Va muri bărbatul. Mi-a murit bărbatul? Da, s-a prăpădit sărmanul. Ești sigură? Sigură! Nimeni n-a aflat încă de cele petrecute. Mă aflam singur aici. Am murit în brațele mele. Uitați-mă! E întins în vodul. Slavă Domnului! Ah, iată-mă scăpată de o mare beleapur! Ce prostă ești tu, Toanet, că te amărâși pentru atâta lucru! Mă închipuiam că e cazul să plâng, doamne! Să plângi? Lasă, nu merită atâta osteneală! Ha, ce mare pierdere înseamnă moartea lui! La ce bun mai făcea umbră pământului? Un încurcă lume, murdar, mereu cu doctorie în el, mereu tușind, prost, plictisitor, morocănos, obosindu-i necontenit pe cei din jur și certându-și zi și noapte slujnicile și valeții! Un frumos discurs, funebru! Uite, Toanet, trebuie să mă ajuți și fii sigură că dacă mă servești, vei avea partea ta. Fiindcă din fericire n-a aflat încă nimeni ce s-a petrecut, să așeze mortul în pat și să-l ascundem până ce-mi descurc treburile. Sunt aici hârtie de valoare și bani pe care vreau să pun mâna. Căci n-ar fi trebuit să fi petrecut lângă el anii mei cei mai frumoși, fără niciun folos. Aha. Vino, Toanet, vino, să-i luăm în primul rând cheile. Binișor, da, nevestico, și zi așa mă iubești. Da, asta e bună, mortul n-a murit. Îmi pare bine că am auzit frumosul necrolog pe care mi l-ai ținut, nevestico. A, Toanet, mizerabilo, ah, tu mi-ai făcut-o, tu. O văzut și pe asta, frățioare? Pot să jur că așa ceva nu mi-aș fi închipuit. O aud venind și pe fiica dumneavoastră. Culcați-vă din nou ca să vedem ce o să spună când va afla că ați murit. Merită să faci o asemenea încercare și fiindcă ați apucat-o pe calea asta, o să aflați cât sunteți de iubit de familie. Așa. Dumnezeule, ce întâmplare tristă, ce zile norocită. De ce plânge? Vai, am o veste foarte tristă pentru dumneavoastră. Va muri tatăl. A murit tata, doamne. Da, uite-l colo. A murit tatile auri cuprins de o slăbiciune. Doamne, ce nenorocire. Ce încercare nemiloasă. Să-mi pierd tatăl, singurul bun pe care îl mai aveam pe lume. Și
ce mai dureros să-l pierd tocmai când era supărat pe mine? Ce o să mă fac nenorocita de mine? Și ce mângâiere aș mai putea afla după asemenea pierdere? Ce frumoasă, Angelic! Și ce durere te face să plângi? Vai mie, Cleant! Plâng pierderea tot ce aveam mai drag și mai prețios. Plâng moartea tatălui meu. Doamne, ce întâmplare! Ce lovitură neașteptată! După ce-l rugasem fierbinte pe unchiul tău să te ceară numele meu, venisem să mă prezint personal și să încerc ca printr-o atitudine respectoasă și prin cuvinte înflăcărate să-l înduplec să mi te dea de soție. Cleant, să nu mai vorbim despre asta. Să părăsim orice gând de căsătorie. După pierderea lui nu mai am ce căuta în lume și renunț la ea pentru totdeauna. Da, tată, dacă până acum m-am împotrivit dorinții tale, vreau să ți-o îndeplinesc acum în schimbul mâhnirii pe care știu că ți-am pricinuit-o. Îngăduie-mi, tată, să-ți dau cuvântul meu și să te sărut. Ah, fata mea, vino să te îmbrățișez. Doamne! Apropie-te și nu-ți fie teamă că n-am murit. Orice s-ar spune, tu ești adevăratul meu sânge, adevărata mea fiică. Sunt nespus de bucuros că am putut să cunosc sufletul tău. Ce minune! Fiindcă printr-o nemaipomenită fericire cerul te redă inimii mele, îngăduie-mi să mă arunc la picioarele tale ca să te rog ceva. Dacă nu ți-e pe plac cel spre care înclină inima mea, dacă nu mi-l dai pe Cleant ca soț, te conjur ca măcar să nu mă silești să mă mărit cu altul. E singura îngăduință pe care ți-o cer. Domnule, lăsați-vă înduioșa de rugămințile noastre comune și nu vă împotriviți înflăcărării unei atât de frumoase iubiri reciproce. Mai poți să te împotrivești, frățioare? Domnule, doar nu o să rămâneți nepăsător în fața unei asemenea iubiri. Să devină doctor și consim la căsătorie. Da, tinere, am hotărât. Te faci doctor și îți dau fata. Foarte bucuros, domnule. Dacă de asta depinde să vă fiu ginere, voi deveni doctor, ba chiar și spițer. Nu mi se pare greu și aș face orice s-o capăt pe frumoasa Angelic. Ați ascultat Bolnavul închipuit de Molière, traducere de Tudor Bogdan și Ștefan Crudu, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Argan, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Belin, Cela Dima, artistă emerită; Angelic, Valeria Gagialov; Luizon, Ioana Georgescu; Berald, Marcel Enescu; Cleont, Valentin Plătăreanu; domnul Diafoarius, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Toma Diafoarius, Mihai Fotino; domnul Purgon, Mircea Balaban; domnul Fleurant, Ion Henter; domnul de Bonfoy, Mircea Constantinescu, artist emerit; Toanet, Carmen Stănescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.